avea oferit o seamă de informații și argumente pe care le socotesc necesare înainte ca dumneavoastră să vă pronunțați prin vot cu privire la acceptarea sau respingerea solicitării Ministerului Public de începere a urmăririi mele penale. Și vreau de asemenea să mulțumesc membrilor Comisiei Juridice pentru avizul de respingere pe care l-au dat. În România, potrivit prevederilor constituționale, dreptul exclusiv de a cere urmărirea penală unui senator membru al Guvernului pentru fapte săvârșite în exercitarea funcției revine Senatului. Aceasta face ca Senatul să aibă nu numai puterea de decizie în materie, dar și să poarte pe deplin răspunderea politică și morală pentru cererile de urmărire, decizie pe care nu o partajează cu parchetul. Soluția constituțională actuală nu este o inovație a legiuitorului constituant postcomunist, ci este o permanență în Constituțiile democratice românești, iar regăsindu-se în Constituția din 1866, precum și în Constituția din 1923. În plus, nu este nicio inovație românească această prevedere, regăsindu-se și în celelalte sisteme constituționale democratice actuale. Rolul autorității judiciare într-o procedură penală privind un senator membru al Guvernului nu începe decât după o eventuală cerere de urmărire formulată de Senat. Până atunci, pe rolul autorităților judiciare nu există niciun proces penal. Așa fiind, decizia autorităților politice de a nu cere urmărirea penală nu poate fi sub nicio formă caracterizată drept imixtiune în actul de justiție, ori atingere adusă independenței justiției. Actul de justiție va începe numai dacă se va formula o cerere de urmărire și numai după aceasta se poate vorbi de independența justiției în raport de un caz concret. Este fundamental greșită exprimarea comună în materie, în sensul că Senatul ar da un simplu aviz la cererea de urmărire penală formulată de parchet. Actul de voință al Senatului nu este un simplu detaliu procedural. Senatul nu este un ghișeu care dă un aviz obligatoriu pozitiv, căci atunci tradiția constituțională nu ar fi oferit Senatului niciun rol. Însuși procurorul de caz, pentru a minimiza rolul Senatului și pentru a induce ideea unei proceduri minore, fără semnificație de decizie, face vorbire în referat la fila 69 de, citez, avizele necesare pentru începerea urmăririi penale, folosind cu bună știință o expresie fundamental greșită din punct de vedere constituțional, procurorul de caz desconsideră grav Senatul României, îi neagă și îi uzurpă puterea constituțională de decizie liberă. În acest sens, sub aspectul faptelor în cauză, trebuie făcută o distinție netă între deciziile politice și faptele penale. Urmărirea penală a unui membru al Guvernului poate fi cerută exclusiv pentru o faptă penală, niciodată pentru o decizie politică, indiferent dacă aceasta e corectă sau greșită. Această chestiune constituie în prezent o preocupare întregii Europe. La 28 iunie 2013, adunarea parlamentară a Consiliului Europei a adoptat rezoluția 1950, privind menținerea separată a răspunderii politice și penale. Paragraful 1 din rezoluție consideră că democrația și statul de drept reclamă ca oamenii politici să fie protejați în mod efectiv de acuzații penale bazate pe deciziile lor politice. Deciziile politice trebuie să fie subiect numai al răspunderii politice, judecătorii ultim fiind alegătorii. Conform paragrafului 3.1, procedurile penale nu trebuie utilizate pentru a penaliza divergențe politice, iar paragrafele următoare solicită ca în evaluare răspundere să se aibă în vedere inclusiv criterii precum intenția de câștig personal. În concret, faptele care sunt reținute în sarcina mea prin referatul procurorului constituie exclusiv decizii politice în domeniul economic, potrivit atribuțiilor mele la acea dată de ministru al economiei și finanțelor. Aceste decizii au fost politice și, prin urmare, indiferent dacă ar fi fost corecte sau eronate, ele nu au niciun fel de dimensiune penală.
nu pot fi calificate ca infracțiuni și, în consecință, nu pot constitui temei pentru o cerere de urmărire penală. Referatul procurorului omite tocmai dimensiunea politică a deciziei mele, ascunzând documente și ignorând situația explozivă în fața căreia a fost pus guvernul în februarie 2008. În urma creșterii bruște a prețului gazelor naturale din import, numai într-o singură lună, de la $316 mii de metri cubi la $375 mii de metri cubi, continuăm să crească în ritm amețitor până la $540 în luna octombrie. Majoritatea combinatelor de îngrășăminte chimice, pentru care gazele naturale reprezentau peste 70% din costuri, au decis să-și înceteze temporar activitatea. Două dintre ele, Săvinești și Făgăraș, erau deja închise. Sindicatele tuturor unităților de profil s-au angrenat în ample mișcări de protest. În fața Ministerului Finanțelor au avut loc mitinguri de mii de persoane. Prefecții județelor implicate au trimis în scris apeluri urgente, din care rezulta că starea localităților afectate este dramatică, prefecturile sunt pichetate și că există riscul ca situația, în urma amplificării mișcărilor sindicale, să scape de sub control. Cancelarea primului ministru și Ministerul Agriculturii mi-au solicitat intervenție imediată, iar presiunea presei și a opiniei publice, așa cum o arată publicațiile Vremii, era net favorabilă demarării de la dialogului cu sindicatele și patronatele. Oprirea combinatelor de îngrășăminte chimice ar fi cauzat furnizorului de gaze naturale RomGaz și bugetelor publice pierderi uriașe, nemai vorbind de pericolul pierderii a circa 110.000 de locuri de muncă și de imposibilitatea furnizării de îngrășăminte chimice pentru agricultură. În urma dialogului cu partenerii sociali s-au hotărât următoarele. RomGaz va acorda în condițiile permise de legea gazelor un discount suplimentar de $23 pe 1.000 de metri cubi, ceea ce însemna cam 7% din prețul total, în schimbul acestui discount. Sindicatele s-au angajat prin protocol să înceteze mișcările de protest. Patronatele s-au angajat să renunțe la preavizul de închidere și să continue producția, menținând locurile de muncă. În plus, patronatele s-au angajat să mențină producția de îngrășăminte chimice și să nu majoreze prețul acestora, indiferent de evoluția prețului gazelor. Facturile curente urmau să fie onorate, iar combinatele care reștau restanțe urmeau să reeșaloneze și să le plătească. În urma acestor înțelegeri am propus o notă ce a fost aprobată în guvern, acceptându-se pentru o perioadă de 6 luni condițiile negociate. Situația a fost detensionată, locurile de muncă salvate. Efectele pozitive ale acestei măsuri au fost după cum urmează. Înregistrat de către RomGaz a unui profit brut suplimentar de 80 de milioane de lei față de 2007 și creșterea cu 3% a ratei corespunzătoare a profitului. Plata tuturor facturilor curente și recuperarea restanțelor de 208 milioane de lei, cam de 5 ori mai mari decât discountul pe care combinatele de îngrășăminte chimice le aveau la RomGaz. Dublarea cantității de îngrășăminte chimice livrate de producătorii agricoli. Menținerea prețului îngrășămintelor chimice produse în țară, spre deosebire de cele provenite din import. Menținerea integrală a celor 10.000 de locuri de muncă. Susținerea activităților pe orizontală, care dublau, practic, numărul locurilor de muncă. Asigurarea la bugetul național a circa 100...